Minunata aventură a lui Tony. Venise seara și micuțul Tony, puiul de cârtiță, asculta povestea lui preferată. Era o poveste despre un erou, un monstru și o baghetă fermecată care îndeplinea dorințe. Și eu voi fi un erou, exclamă Tony. Bine, însă mâine, îi răspunse mama. Acum este vremea de culcare. Dar Tony nu putea cu niciun chip să adoarmă. Se tot învârti și se răsuci până când i se păru că se făcuse dimineață. Atunci se dădu jos din pat și săpă și săpă până când ajunse pe tărâmul magic din povestea lui. Bună! Se auzi deodată un glas prietenos. Eu sunt Albert Ariciul. Ce faci aici sus? Numele meu este Tony și voi fi un erou. Poți să vii și tu cu mine dacă vrei. Grozav, spuse Albert. Tony găsi o coajă țepoasă de castană și și-o puse pe cap. Poate ne întâlnim cu vreun monstru, zise el. Chiar atunci... Un monstru, chițăi Tony înspăimântat. Albert se rostogoli, transformându-se într-un bulgăre de țepi. Tony rămase nemișcat, ținându-și răsuflare. Ce avem noi aici? Mărâi un bursuc arțăgos. Eu sunt o ciupercă, chițăi Tony. Deodată, Albert își întoarse poponețul și îl înțepă pe bursuc în nas. Au început să urle acesta și o luă la fugă. Extraordinar, se bucură Tony, chiar ești un erou. Iar tu ești o ciupercă, spuse râzând Albert. Nu sunt, strigă Tony, eu sunt un erou. O ciupercă, o ciupercă, îl necăjea Albert, care tot imitându-l și țopăind, căzu într-o gaură adâncă. Ajutor, strigă el disperat. Fără să mai stea pe gânduri, Tony săpă repede un tunel până la prietenul lui. Îți mulțumesc, Tony, spuse gâfâind Albert. Tu ești eroul meu. Acum trebuie să găsim bagheta care îndeplinește dorințe, propuse Tony. O, privește, exclamă Albert. Am găsit-o, cât e de frumoasă, oftă Tony. Era o păpădie. Cum funcționează? Întreba Albert în șoaptă. Cred că trebuie să o scuturăm, își tădu cu părerea Tony. O scuturară și toată magia zbură în sus, iar vântul o luă cu el, ducând-o departe. O, nu, strigă Tony, prinde-o! Dar magia se răsuci, dansând în aer, apoi se făcu nevăzută. Magia s-a dus, spuse Tony printre lacrimi, iar eu nici măcar n-am apucat să-mi pun o dorință. Mi-aș dori ca mama să fie aici, suspină el, trăgându-și nasul. Și deodată, mama lui a apărut chiar acolo. Uimitor, exclamă Albert, a funcționat. La revedere, ciupercă, spuse el chicotind. Ciupercă? Se miră mama. E o poveste lungă, îi explică Tony. Tony spuse mamei lui o poveste cu eroi, monștri, o baghetă magică și o dorință îndeplinită. Dar nu suflă nicio vorbă despre ciupercă.